Problema lipsei vaccinurilor persistă de ani de zile. Deși Ministerul Sănătății demarează campanii de vaccinare, părinții au surpriza că, ajunși la medicii de familie, să nu găsească vaccinul necesar în stoc. Se pare că până acum nu s-a găsit o soluție. 10 județe din țară rămânând fără vaccinul ROR. Partea cea mai gravă este că, în prezent, România este fruntașă în ceea ce privește îmbolnăvirile de rujeolă. În ultimele 6 luni s-au înregistrat peste 4.000 de cazuri. Într-un final, Ministrul Sănătății, Florian Bodog, a anunțat achiziționarea dozelor de vaccin ROR. În 10 județe am fost informat că am ajuns la fundul sacului, motiv pentru care ieri au fost demarate procedurile și astăzi am semnat demararea procedurii pentru achiziționare de urgență a unui număr de 115.000 de doze de vaccin ROR. Sorin Grindeanu i-a amintit Ministrului Sănătății că lipsa vaccinului menționat în anumite județe nu este o problemă nouă și l-a îndemnat să-i pună la muncă pe oamenii din minister. V-aș ruga să, mai ales pe aceste domenii, să lucrăm preventiv, că nu aflăm peste noapte, că nu avem anumite stocuri și v-aș ruga să-i puneți la muncă pe cei din ministerul pe care îl gestionați, astfel încât să evităm situații de acest tip. Totodată, Bodog a anunțat că atât vaccinul hexavalent cât și cel tetravalent au ajuns în țară conform calendarului programat.